Magistrații Curții Supreme de Justiție au admis recursul depus de Comisia Electorală Centrală privind secțiile de votare din străinătate. Judecătorii vor examina cauza pe fond și urmează să se expună asupra subiectului. Anterior, magistrații Curții de Apel au anulat două decizii ale CEC. Prima viza crearea a 139 de secții pentru diaspora, iar a doua prevedea mărirea numărului la 146. Curtea de Apel Chișinău a obligat Comisia Electorală Centrală să deschidă cel puțin 191 de secții de vot conform avizului Ministerului de Externe, iar CEC a contestat hotărârea în instanța superioară.